marea plăcere să asistăm la înfrățirea dintre Comuna Cumpăna și o comună din... Da, dar să vedeți ce proiect există al femeilor primar de comună. Cu Basarabia. Pe 31 august am hotărât ca toate femeile primar din România să se înfrățească cu comunele, mă rog, reprezentate de femei primar din România, să se înfrățească cu comune, cu femei primari din Republica Moldova. În Republica Moldova, din 800 de primari, sunt 164 de femei. În România, din 2861 de primari, sunt 109 femei. La Mamaia am întâlnit, deci suntem într-o minoritate, să zic așa. La Mamaia au fost 30 de femei prezente și vreau să vă spun că am rămas extrem de impresionată de modul de organizare al femeilor, de modul cum acționează ca o unitate, ca o entitate. Sunt foarte active, sunt active în plan cultural, în mod special. Fiecare comună având formații, cercuri de pictură și am rămas de asemenea impresionată de simbolurile care au fost dăruite comunei Cumpăna, primarului de acolo și Consiliul Local, care însemnau covorașe cu imaginea lui Eminescu, covorașe cu un pod al prieteniei, un tablou cu un pod al prieteniei și... Așa, publicațiile pe care le au ele ca și femei primar și cred că acest sentiment patriotic este adânc înrădăcinat și foarte mult manifestat în acțiunile pe care le au. De altfel, de la domnul președinte Pandea, primarul de la Ștefan cel Mare... Domnul, în sensul că ei totuși sunt... Da. Sigur, se simt români. Se simt români, se acționează ca români și dorința lor de a veni pe 31 august pe platoul Bucegilor, lângă Sfinx, de ziua limbii române, să se parafeze, să se semneze înfrățirea dintre comunele din România și comunele din Moldova, eu cred că spune destul de mult. Mai mult decât atât, acțiunile doamnei Mariana Grâșu de la Cumpăna de a găzdui 350 de copii acum în tabăra de la Eforie Sud, și am înțeles că este un obicei și am trecut, au fost astfel de acțiuni, este un semnal foarte, foarte pozitiv în ceea ce privește simțământul patriotic pe care îl nutresc și femeile din România și implicit primarii din România în ansamblul lor față de primarii de acolo.